Comisarii de la Protecția Consumatorului îl roagă pe Moș Nicolae ca atunci când umple torba cu daruri pentru copii să fie foarte atent și anume să nu dăruiască o jucărie care să reprezinte un pericol pentru copii. Comisarii atrag atenția. Să fie achiziționate jucării numai din magazine și sau raioane specializate unde se eliberează documente de cumpărare. Să fie alese întotdeauna jucării potrivite pentru vârsta copilului, capacitățile și aptitudinile sale. Trebuie avut în vedere faptul că jucăriile care nu sunt destinate unei grupe de vârstă specifice pot răni. Jucăriile să aibă marcate pe corpul lor, într-un mod vizibil, lizibil și durabil, coordonatele producătorului și sau importatorului, numărul unic de identificare a jucăriei, marcajul de conformitate CE care conduce la supoziția că jucăria este sigură. Moșul este sfătuit să nu cumpere jucării cu părți mici, detașabile pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceștia au tendința să bage jucăriile în gură și se pot înneca cu părțile mici. De asemenea, trebuie respectate atenționările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul atenție nerecomandat copiilor mai mici de 36 de luni, pericol de strangulare.